Barbara Streisand și-a clonat câinii, un câine de fapt, și l-a clonat printr-o tehnică descoperită și pusă în practică în anul 1996, atunci când a fost clonată oița Dolly. De data aceasta este vorba despre câinii, vedete, probabil că au mai fost astfel de evenimente, nu știu, nu am citit despre ele, nu sunt informată în acest sens. Cu certitudine însă vă spun că am citit un articol legat de acest aspect. Articol care se referea la faptul că Barbara Streisand a decis, înainte să moară câinele ei, a luat niște celule din cerul gurii și nu mai știu din ce zonă și acele celule au fost clonate în așa fel încât vedeta are practic doi căței gemeni, clonele acelei cățelușe sau acelui cățel pe care l-a pierdut și că această tehnică are și sigur niște costuri. Vedeta a plătit $50.000 pentru fiecare cățel obținut printr-o astfel de tehnică, pentru fiecare replică practică a cățelului pierdut. Sigur, pierderea unui animal de companie de care te-ai atașat este o durere extraordinară. Dar și sigur că anumite persoane care își permit luxul de a-și clona animalul respectiv o fac. Presupune niște costuri importante, au fost făcute publice $50.000 pentru clonarea cățelului respectiv și iată că au fost puse în practică. Acum, că e vorba despre animale de companie, lucrurile sunt discutabile, dar dacă te gândești puțin mai departe, parcă te ia cu frică atunci când îți pui problema la ce nivel s-a ajuns practic cu tehnologia din acest punct de vedere. Pe de-o parte ne temem de AI și oamenii sunt preocupați de efectele negative ale acestor descoperiri și repercursiunile pe care le va avea utilizarea tehnologiei AI pe viitor. Pe de altă parte însă, iată că oița Dolly deja are câți? Din 1996 până în 2023, vă dați seama, o grămadă. Ani de când a fost clonată și lucrul ăsta s-a dezvoltat. La ce nivel a ajuns, ori nu sunt eu informat, ori pur și simplu nu au fost date publicității cele mai importante descoperiri în acest sens. Sigur că foarte multe întrebări ne putem pune pornind de la această informație, cât de departe s-a ajuns și dacă este bine sau nu. Dar având în vedere că evoluția asta a tehnologiei și noile descoperiri au și părți bune, cum ar fi scoaterea în evidență unor tratamente pentru diferite boli, sigur că fondurile alocate, fondurile foarte mari, imense, alocate unor astfel de cercetări și ulterior descoperiri sunt justificate. Însă, sigur, scopul este unul important și oamenii de știință, oricât de ambițioși ar fi și tentați să aducă la lumină tot felul de descoperiri ingenioase, ar trebui să se gândească înainte să facă publice, să scoată la iveală astfel de descoperiri, care sigur pe viitor pot să aibă și efecte negative. Deocamdată Barbara Streisand are doi căței, clone ale unui câine care a murit. Să ne revedem cu bine, dragi prieteni, și să aveți o zi minunată!